revenit, dragii noștri, aici la Matinal pe Roți, la Sens TV și alături de noi a venit cine și mi-a zis, ce crezi, mi-a și spus, zic, vai, ce păr am, zic, uite ce creață sunt, ce bine că ți-accepti părul așa cum este, pentru că părul natural e cel mai... Adi Constantin, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce faci? Bine v-am găsit, bine! Ești foarte fresh în dimineața asta! Da. E foarte important să te accepți pe tine așa cum ești. Foarte multe femei care, pentru că toate fetele googlesc la un moment dat, nu-i așa, sunt super supărate pe acest păr natural. Dar să știi că și eu sunt supărată, și că se eu vreau întind, un tins. Sunt dependente, da, de acea placă nocivă și așa mai departe. Și atunci când văd pe cineva care își lasă părul așa cum este el, iată și Mihaela Rădulescu a fost de atâtea ori, da, comentată în rubricile, da, verdict, da, da, cu mine. Ea, indiferent de ocazie, implicit în marile evenimente de la Cana, a apărut cu părul ei natural, știi? E foarte important să te accepți așa cum ești. Poți îmbunătăți, dar fără exagerări. Da, sigur că da, eu asta îi povesteam lui Mircea mai devreme. Ai, că în ai un păr perfect care... astăzi, adică cred că toate femeile și-ar dori un păr atât de bogat și creț. Vă rog frumos să-i aduceți lui Mircea ochelarii, că nu, să-l vadă bine, deci n-ai cum așa. Tocmai ce îi spuneam mai devreme, că simplu m-am trezit dimineață. Vorbeam despre frumusețea naturală, știi? Și m-am trezit dimineață și acum am părul strâns bine, dar dimineața era atâta. Uite așa, deși că am dormit cu degetele în priză, zic, oh, oglinda mea are o problemă. Dar nu, eu aveam o problemă. Dar nu-i problemă, că totul se rezolvă. Și vreau să știu, Adi, cum a început povestea ta? De când ai pus tu prima dată... Mâinile în părul cuiva. Da. Păi, cum bine știe onorata mass media din România, eu niciodată nu am avut... Sunt un om foarte asumat, întotdeauna am știut ce vreau de la viață. Drept pentru care primul lucru de care m-am apucat la 15 ani a fost această meserie. Deci aveai 15 ani. Da. Erai un copil, practic. Eram un copil pasionat de chestia asta, cu norocul de a pleca din România, de a trăi în străinătate. Unde? Prima călătorie a fost în Olanda, unde am poposit 5 ani neîntrerupți, după care a urmat Anglia, respectiv Milano, cu 11.000 de specializări. Iată, după mulți ani de traiectorie și carieră în România, la un moment dat mi-am lăsat business-ul aici pe umerii echipei mele și am plecat în Dubai pentru alte specializări în 2017-2018. Tot timpul în meseria asta avem de învățat. E foarte sănătos să nu trăim în ideea că datorită vechimii le știm pe toate, iar activitatea mea paralelă cu tot ce ține de rubrica Verdict cu Adi, în care eu comentez motivațional vedetele din România, am considerat că e de bun augur să mai plec pe aici colo și să-mi îmbunătățesc cunoștințele. Și bine faci, pentru că eu știu că tu ești cel care a adus pentru prima dată extensiile acelea din păr natural în România? Da, acelea sunt, e o linie de extensii din păr uman racolate din țări arabe. Uh-huh. Acum toată lumea, pentru un advertising de săvârșit, cu siguranță scrie în dreapta postărilor 100% natural human hair. Eu de 20 de ani fac asta. Okay. Prin intermediul vostru a presei, eu am reușit să deschid orizontul publicului pe platforma mea de socializare pe Instagram, de exemplu. Sunt foarte multe fete, atât din București cât și din toată țara, care îmi scriu, care au achiziționat tot felul de chestii, care, iată, sunt dezamăgite pentru că acele extensii la ustensilele în cinse foarte tare, cum să spun eu, se topesc. Se scurtează, mm-hmm, și așa mai departe. Deci vreau să vă mulțumesc pe calea asta, pentru că, iată, astfel lumea s-a mai deșteptat și sănătos ar fi să nu mai mințim poporul cu tot felul de descrieri. Televizorul. Da, o mică vină le aparține și celor de acasă, care poate nu se informează suficient de mult și atunci, iată, trec prin aceste dezamăgiri. Așadar, sunt foarte puțini cei care realmente aduc acest păr natural sau au acces la genul acesta de extensie neplastifiată, netratată chimic, care este refolosibilă ani peste ani, care se poate vopsi și așa mai departe. Cât de importantă este coafura pentru un look perfect, pentru a arăta perfect?
Consider că cei 20 de ani de beauty mi-au demonstrat că, indiferent de vârstă, în Balcani, în deoseb, femeile sunt super îngrijite. Pun extrem de mult accent pe tot ce înseamnă skin care, piele, sprânceană, păr. Așadar, e foarte important. Consider că, da, e o prioritate, îți dă și o stare de bine. Și atunci, în această lume a femeilor, e un must have să ai grijă de tine. Da, bănuiesc că nu numai a femeilor, ci și bărbații în general, nu? Trebuie să aibă grijă de ei. Să recunoaște. Te-ai uitat la mine ca și cum n-aș fi avut niciodată grijă de mine. Exact asta ai vrut să dai de înțeles. Dar... Auzi, Adi, fii atent. Știi ce păr a avut Mircea? Creț. Păi stai, mă, nu mi-l imaginez. Vântul meu, deci are. Uite, dacă găsești o poză, păi chiar te rog frumos, că eu sunt foarte, foarte dornică să te mai văd. Eu l-am văzut în poze. A părul creț și bogat. Da, da. Acum, dacă în ultimii ani, într-adevăr, și bărbații au început să se îngrijească de cele mai multe ori excesiv, aș spune eu. Sunt de acord cu celebrele zicale ale Danei Budeanu, în care vine câteodată și trage un pic de urechi, adică am înțeles. Cu siguranță trebuie să fie la rândul lor, cu o manicură, cu un păr, o barbă, oare, la linie. Dar sunt foarte mulți care exagerează pe partea asta de styling, de outfit-uri, de întreținerea pielii. Mie unul mi se pare de multe ori too much, știi? Dar este o părere decât pe care mi-o asum. Uite, acum vreau să ți-l prezint pe colegul Mircea, e acolo pe ecran, cu păr și cu ochelari de soare. Tu ți imaginezi că el este? Cu siguranță așa de mai bine așa. Acum poate înțelegi și ce am vrut să spun când ți-am zis legat de părul creț. Pentru mine părul creț este cu adevărat cel mai frumos. Nu știu, mi se pare. Aceea, da. Da, de aceea. Că și de dimineață tot îmi spune, dar tu ai un păr perfect, dar tu ai un păr frumos, dar tu ai un păr. Și acum mi-a explicat de ce de fapt îmi spune el asta, chestia. Asta era motivul, am, da. Am înțeles. Erai bine și atunci acum ești perfect. Știi că odată cu vârsta, na, te mai maturizezi și se întâmplă anumite transformări. Da. Sunt, da, multe transformări și la bărbat și la femeie. Corect, corect. Ce ne poți spune despre părul? Uite, o altă poză era cu Mircea. Ia, mai dați un pic. Uite, aici fără ochelari. Dar da, e mai young, așa. Da. Cred că fără te maturizează puțin, știi? Da. Cam care ar fi tendințele anului 2024 în materie de hairstyling? Primul factor care domină sunt culorile. Sunt niște stiliști uriași peste hotare, îndeosebi în LA, de acolo pleacă, de acolo pleacă adevăratul trend. De la cei care se ocupă de celebrități sonore precum Jennifer Lopez, precum Kim Kardashian. Mamă, deci ai început cu preferata, da, mea. Iată, de curând a fost Met Gala, ele au făcut furori de data asta. Din nou, mai bine deci zis. Deci ce rochie a avut. Da, superbă. Așadar, culorile de data asta nu sunt repetitive. Circa 3 ani de zile la rând, nuanța vedetă a fost acela rămiu aprins, pe care și l-a făcut la un moment dat și Daniela Gheorfi, dar a revenit la blondul care a consacrat-o. De curând am zărit-o și pe Laura la unul din evenimentele acestui sezon. Am văzut-o și pe ea că a optat pentru această alegere îndrăzneață de culoare electrică vibrantă, dar sezonul acesta lucrurile se potolesc și se reliefează din nou în tendință tot ce ține de brown. Deci toate acele culori, Eva Longoria, Penelope Cruz, tot ce înseamnă mixuri de marouri, espresso, coffee brown, cappuccino în termeni populari, ca să ne înțeleagă și cei de acasă. Deci asta se poartă anul acesta, culorile din sfera brown. Cât despre coafiuri, din nou, coafiura vedetă este celebrul wet look, aspectul acela umed, lucios. Te întrerup o secundă pentru că avem acum o avem pe Daniela și vreau să te felicit pentru că știu că tu ai grijă de părul ei de foarte mulți ani, iar aici i-ai pus niște extensii senzaționale, iar ai arătat fix pentru covorul roșu. A fost o transformare radicală, am folosit 400 de grame de extensii din linia de extensii pe care eu, care stă sub numele meu, să zic așa, și da, ne-am inspirat dintr-o apariție Beyoncé, J-Lo, unde ele la rândul lor au avut această
tematică de rochie verde, verde petrol, verde smarald, și atunci am zis să vin și cu ideile mele, pentru că nu e așa neapărat, trebuie să-ți pui personal touch-ul pe ceea ce faci, dar ne-am inspirat. Nu este nimic rău în a te inspira, important este să nu copiezi unul la unul. Corect. Daniela Gheorfi e un... Mie mi-a plăcut foarte mult. E un artist foarte cameleonic, cu care se muncește extrem de ușor, care e foarte deschisă la schimbări. I-a făcut furor, nu-i așa? Ne-a marcat copilăria. Eu eram doar un simplu copil, aia vreau să exact, ne-a marcat copilăria cu nonșalanța ei plăcută și cu nonconformismul de care a dat dovadă atât de mulți ani. Spunem de ce anume trebuie să ținem cont în momentul în care alegem coafiura sau tunsoarea, că tunsoarea bănuiesc că este primul pas, nu? Da. La tunsoare trebuie să ții cont neapărat de distanța dintre pleoapă și arcadă. Dacă tu ai genul acela de fizionomie îngustă, cu ghilimelele de rigoare, dacă nu prea ai spațiu de machiaj și make-up artiștii de-a lungul timpului îți spun asta, atunci nu trebuie să optezi niciodată pentru breton. Adică recunoști personajul, comentăm puțin poza pe care o avem afișată. Recunoști personajul de pe ecran? Ești superbă exact cu culoarea la tine aia. Eram. Știi cât mi-a plăcut culoarea aia deschisă? Ți-am tot spus. Da, consider că îți aduce un aport de luminozitate, știi? Iată, uite, îți fac invitația în direct, poate faci curaj și te organizezi odată și revenim împreună la nuanța asta de maro, arămiu, coniac, să zic așa. Uite, promit că dacă mă... Adevăr este că, uite, dacă mă pun pe mine lângă poza aia, parcă m-aș duce spre poza respectivă și dacă mă hotărăsc, aș vrea să-și filmăm. Cu mare drag. Sau îți faci un soft baleaj, știi? Poți să-ți faci un baleaj contouring. Exact, îți fac eu cu echipa. Dar aducem un aport de lumină, un joc de culori. Mai ales că dacă o să-l ții așa pe ondulat, natural, ți-a așa de foarte bine cu niște șuvițe lejere, știi, naturale printre. Aduce dimensiune în păr. Deci, uite, îți promit că mă voi organiza. Te gândești și mă anunți. Și voi și veni. Și nu-ți ascund faptul că eu chiar vroiam să te întreb dacă îmi doresc o schimbare de culoare, ce mi-ai recomanda? Cu siguranță mai deschis, nu mă refer la blond. Nu te văd în sfera aceea. Am fost și blondă. Da, cred că ai niște trăsături puternice. Firește, ai acel vino în coan, nu ești o femeie care să nu emane siguranță de sine și trăsăturile tale sunt superbe, accentuate, drept pentru care când ai aceste aturi, tu nu trebuie să exagerezi partea de culoare. Și atunci cred că ne-am oprit undeva în level 7, care înseamnă alună, nisipiu, caramel, ceva de genul maxim. Deci ce credeți? M-a convins. Ia să vedeți voi ce transformare fac eu. Ia să vedeți voi. Apropo că, uite, tocmai am vorbit și de părul blond. Cum întreținem părul blond? Foarte greu. E cam dificil, nu? Da, e dificil și se rezumă la multă asumare financiară de cele mai multe ori. Trebuie să eviți, fără dar și poate, să nu existe în ritualul tău de zi cu zi ustensile încinse la 220 de wați, adică foarte, să uiți de tot ce înseamnă ondulatoare, placă, să te coafezi doar la perie, să nu sar de partea de spălat, să acorzi măștilor timpul aferent de acționare și cel mai important întotdeauna pe blond, mai ales să vii cu o cremă de netezire leave-in, fără clătire, pentru a sigila vârfurile. Deci blondă nu mai vreau blondă, că eu nu trechin să fii blondă. E puțin greu, da. Da, serios. Dar cum ajungem la o culoare deschisă, perfectă sau uniformă, de la o culoare destul de închisă, să-i spun așa? Fără să aberăm, fără să ne lăsăm influențați de pozele care circulă pe social media, trecute prin 11.000 de filtre, și cel mai important, celor care lucrează în saloane, să nu promită. Nu există decolorare fără șuviță
care trebuie să treacă prin probă, semnul exclamării. Deci tu, înainte de a promite unui client, trebuie să faci o probă la spate cu un oxidant lejer. Nu uitați de protecțiile care astăzi, deci avem o paletă largă în 2024, nu se mai decolorează pe vechi. Există tot felul de serumuri protectoare care se aplică în pudra decolorantă ca părul să fie protejat în timpul acționării decolorantului. După această probă pe o șuviță relativ îngustă, tu poți să-i spui clientului cam unde ai putea să o duci din închisul pe care îl are. Dar sunt foarte multe gafe în piață, în rândul persoanelor publice din peisajul autohton și așa mai departe, care o pățesc pentru că se lasă influențate de acest social media, pentru că și stiliștii la rândul lor promit, neasigurându-se că iese orba, din nefericire e un punct sensibil care trebuie atins. Ai avut și de-a face cu un păr blond ars și a trebuit să-l refaci cumva? Da, ce metodă da. Primul sfat pe care eu îl dau unui păr blond ars este să renunțe la blond. Acum nu, cu siguranță nu o îndrum să se facă din start neagră, dar trebuie să renunți la tot ce înseamnă blond special, la oxidanți puternici, la decolorări, timp de un an de zile să poposești în nuanțe naturale și să vii cu tot ce înseamnă vopsele fără amoniac când este necesar, cu oxidanți super mici, cu niște revelatoare hrănitoare care sigilează cuticula și cu tot ce înseamnă hidratare, respectiv ce spuneam ulterior, lipsa ustensilelor încinse e super important. Adi, noi avem un slideshow cu Laura fiind roșcată și ne gândeam să-l parcurgem împreună cu tine. Cu siguranță. Avem imaginile chiar acum pe ecran. Eu pe Laura o cunoscusem blondă din, de pe YouTube cel puțin. Este foarte bine așa. Dar da, mi se pare că e... Lucrurile sunt super simple. Nu este o greșeală, este o nuanță foarte în tendințe. Bine aleasă, care creează un styling desăvârșit, de exemplu cu rochia verde de la eveniment. Într-adevăr, niciodată la genul acesta de alegere a rămie culoare vibrantă, nu vii cu rădăcini închise. Rădăcină închisă îți faci doar pe conceptul baleiaj, când ești blondă și aici printre intercalate șuvițe, nisipi, maroni, however. Deci din start e greșit vopsitul. Eu am văzut-o îndeaproape pe Laura și din nefericire avea o nuanță total diferită pe extensii, o altă culoare care nu avea legătură cu extensiile în părul ei. Atenție, nu este vina ei, este vina execuției vopsitului în sine. Și într-adevăr, dacă extensia nu este 100% human hair, riști ca vopseaua să dea aceste reacții și să nu poți să uniformizezi. Dar alegerea în sine, faptul că a ales acest arămiu atât de în vogă, iată și imaginea Michael Kors 2024, a fost ales un celebru manechin, Meredith se numește, care e acest cupru în păr. Deci ea, din punct de vedere stilistic, e foarte la știrea ei. Dar, din nefericire, vopsitul și petele care s-au reliefat pe extensii și pe părul ei, un kix total, nu ai cum să-ți permiți să o lași pe Laura să iasă așa în evenimente. Trebuie pus mult mai mult accent pe genul acesta de intervenție coloristică când vine vorba de un artist de asemenea anvergură și într-adevăr ea va reveni la blond, pentru că publicul ei sunt convins că așa o localizează și o preferă mai bine blondă. Am spus-o și în cazul Alinei Ieremia, care a trecut de la blond la negru. Ani de zile a fost un reper în beauty. Multe femei călcau pragul salonului cu pozele ei și visau la blondurile ei. Am văzut afișe cu ea. Am văzut că a fost imaginea atâtor produse și lucruri de-a lungul anilor. Dintr-o dată a venit și s-a închis și toată lumea, adică oamenii încercau să o localizeze. Băi, este ea orba. Cred că atunci când ești un artist care face traiectorie și marchează, nu prea ar trebui să-ți permiți genul acesta de transformări atât de dramatice. Ați văzut-o voi cumva hai să dăm un exemplu, pe Madonna, că s-ar fi făcut, sau pe Cristina Aguilera? Uite, sau, și de la noi din țară îmi vine în cap în momentul ăsta Adelina Pestrițu, care este brunetă de multă vreme. Da. Să și vedem câteva imagini. Da? Cu avem? Păi da.
Ia să vedem pe Adelina. Când ești influencer și ai un background în presă ca prezentator TV, altfel îți permiți. O vezi pe Adelina când ești artist, culoare? Nu prea. Am înțeles. O vezi pe Adelina purtând altă nu culoare? Nu prea o văd pe Adelina altă culoare. A avut o apariție extrem de reușită la evenimentul Unica. Deci e super important să respecti tematica evenimentului, pentru că astfel respecti și organizatorii. Nu degeaba se trece pe acea invitație tematica. Super în tendințe genul acesta de coadă finisată la baza gâtului. Eu o prefer pe Adelina, într-adevăr, cu părul mai scurt. Mi se pare mult mai stylish. Nu că ar fi devenit banală astfel, însă o avantajează mult mai bine stilistic când își face acele styling-uri și glam-uri, pentru că e foarte talentată. Ar putea să fie și personal shopper. Îi vine mult mai bine cu părul puțin mai scurt, știi? Mie să știi că nu-mi displace și așa. Eu urmăresc și chiar îmi place foarte mult că așa. Oricum e superbă și categoric ea e Black Forever. Asta e culoarea ei. Exact, da. Bănuiesc că e foarte important, așa cum spuneai și tu, și sau, mă rog, sigur, este foarte importantă tunsoarea, dar și îngrijirea părului, mai ales că vine vara. Și vara toată lumea, sau mă rog, în general femeile care au părul lung, își fac așa un moț aici în vârful capului, printre care sunt și eu de multe ori, îmi fac un moț așa în vârful capului și am plecat, știi? Dar e foarte importantă îngrijirea, pentru că scalpul transpiră, vârfurile da, categoric, se strică de la soare, la soare se deteriorează. E una periculoasă. Mm-hmm. Expunerea la soare trebuie să implice mereu o pălărie pe dreapta și un spray care să conțină niște particule protectoare, precum acel celebru filtru UV care protejează de razele solare. Deci nu numai fața, pielea trebuie să ne protejăm, ci și părul. Da, îl usuși dramatic dacă nu respecti acești doi factori și mai ales dacă ai părul trecut prin decolorări sau ești șuvițată sau ai baleaj de mulți ani, important ar fi să-l protejeze ascunzându-l și îmbrăcându-l în aceste produse. Cum, nu știu, ce truc putem folosi, de exemplu, pentru părul care se îngrașă foarte repede? Pentru părul care se îngrașă foarte repede, ideal ar fi atunci când ești genul care își întinde părul foarte des, deși el se îngrașă frecvent. Important e când vii cu acea cremă protectoare care protejează enorm împotriva plăcii, să nu dai pe rădăcină, să te asiguri că ai îmbrăcat doar vârfurile în genul acela de produs protector. Iarăși când te speli la păr, e super important să nu vii cu balsamul și cu masca pe scalp, dacă suferi de această problemă. Evident, să folosești genul acela de șampon degresant, care ajută la toată această degresare pentru a înlătura sebumul șamponul și a reuși să echilibrezi. De regulă, cei care au părul gras nu suferă de vârfuri uscate neapărat, pentru că nu prea se îmbină rădăcina grasă și scalpul dereglat cu vârfurile uscate. Dar șamponul uscat? Șamponul uscat este o variantă, însă depinde de brand, depinde de ceea ce conține. E super important să ne alocăm timp și să citim. Pentru că dacă cumpărăm așa, fără să punem accent, riscăm să... Iată, de curând am avut o clientă în salon care s-a roșit pe conturul frunții de la genul acesta de șampoane uscate. Domnia asta nu era în cunoștință de cauză, a cumpărat un șampon uscat oarecare și a pățit-o. Deci e foarte important să fie testate dermatologic. Da, pentru că știi, de cele mai multe ori zicem, nu mai am timp să mă spăl, gata, îmi pun repede un șampon uscat, nu mai este părul gras, este perfect și asta e. Da, nu prea sunt adepta, am încercat și eu o singură dată să-l folosesc, mie mi se pare că ți încarcă părul și mai mult și automat trebuie să te speli maxim a doua zi. Da, îți dă acea senzație de greutate, îți dă acea senzație de încărcătură, așa este. Cum pot fi reparate firele despicate? Firele despicate pot fi reparate prin, din nou, același aspect, evitarea ustensilelor încinse. Pentru că foarte multe fete vin și zic așa, nu am cum să renunț la placă, deci nu pot, nu există să plec spre birou sau spre studii sau spre, fără să mă întind la păr.
dar nici nu vreau să-l tund. Și totuși mă dau cu ulei, dar iată nu ies la liman. Pentru că nu faci ceea ce trebuie. Deci totul se rezumă la acest compromis de a renunța. La niște aspecte care te-au făcut să poposești într-o zonă de confort nocivă, care ți-a făcut rău. Drept pentru care atâta timp cât nu iei și scoți efectiv la gunoi sau le dai în altă parte toate aceste plăci și ondulatoare de care din nefericire multe fete au dependență, nu poți să repari aceste fire despicate. Ele sunt primul dușman. Le repar prin foarfecă. Le repar prin foarfecă și de foarte multe ori, azi în 2024, poți evita foarfeca. Sunt tot felul de tratamente în 4, 5, 10 pași care se fac și în salon și care realmente sigilează cuticula, hrănește pendelete și astfel nu mai ești nevoită să apelezi la acel tuns de care majoritatea fetelor tremură. Da, corect. De câte ori pe lună ne vopsim, uite, până la 30 de ani și după 30 de ani, la 50 de ani și așa mai departe. Important e să nu depășim, adică acest vopsit, dacă este ammoniac free, dacă vorbim de un simplu toner, de reîmprospătare, de hidratare, care aduce un aport de luciu, se poate aplica de două ori pe lună. El se poate aplica și pe părul umed. Pe părul umed, de regulă, vopselele nu au aceeași putere de penetrare în fir, de uscare, dar maxim o dată pe lună este arhisuficient să-ți vopsești părul. Dacă poți să tragi de timp și să stai cu o săptămână și mai mult, cu atât mai bine. Da, da, dacă ai fire albe mai multe, ce faci? Vine acel celebru spray colorant pe care îl dai pe cărare strict. Așa. Și pe care seara înainte de culcare poți să-l demachezi? Nu! Cu o dischetă și cu remover de machiaj poți să-ți ștergi după cărare acel spray colorant. Foarte multe vedete apelează la trucul acesta. Nu sunt vedetă, dar într-adevăr mai apelez și eu de multe ori. Atâta timp cât ești la bordul unei emisiuni, cu siguranță te poți considera, dar să știi că e foarte healthy acest truc. Uh-huh. Foarte multe fete vin la coafor, se coafează, scot veșnicul spray din geantă, știi? Se dau pe cărare și după pleacă. Apropo de cărare, aș merge puțin pe cărarea a Alinei Ieremia, impropriu spus, pentru că avem un stop cadru dintr-un filmuleț cu ea chiar când parcă evidențiază această cărare. Tot de la evenimentul Unica, aici aș da poate puțin play. Ce părere ai tu despre această coafură? Execuția coafurii este una impecabilă. Genul acesta de coafură este foarte recomandat. Cu siguranță ea la rândul ei se inspiră, pentru că majoritatea celebrelor influencerițe de peste hotare vin cu genul acesta de hair up. Este un fel, un stil ala J-Lo? Nu prea, mai mult duce ușor în dead geisha style, știi? Mm-hmm. Încă și J-Lo a avut cam aceeași coafură. Nu, J-Lo are părul de regulă dat peste cap când face acest hair up și are cocul ridicat în vârful capului. Mm-hmm. Respectiv, de cele mai multe ori îl are cu niște zulu lăsați, nu prea mai apelează J-Lo la genul acela de coafură wet look. Deci nu e greșită deloc coafiura Alinei, ieșea de impecabil, execuția acesteia e una bună. Felicitări pentru look-ul de la Unica, chiar s-a încadrat integral în tematică și a avut un styling foarte mișto, bijuteriile super bine alese. Da, și este frumoasă, este frumoasă. Ți-am spus, singura greșeală stilistică a fost închiderea aceasta dramatică a culorii părului, prin care publicul, iată, a rămas nemulțumit, pentru că Alina a scos albume, are niște hituri pe care și eu și în ziua de azi le ascult și atunci ne-a marcat oarecum cu acea imagine, precum și îndrăgita vedetă TV, iată, vorbesc de Andreea Marin în cazul acesta. Chiar ieri am avut o doamnă la 60 și un pic de ani și îmi zicea: măi Adi, măi, dar când spui Andreea Marin, vezi în fața ta, în imaginația ta, acea femeie autentică, acea româncă închisă la păr, brunetă. Brunetă, și da. Așa este. Adică domnia sa la rândul ei a venit și a făcut
tot acest amalgam de încercări, de blonduri și de baleaje, care din nefericire îi fură puțin din autenticitate și din imaginea cu care ea a marcat atâtea generații. Cu ce e mai ușor de lucrat? Cu un fir ondulat sau cu unul super drept? Cu siguranță cu unul super drept. Nu prea ai ce să-i faci celui drept, pentru că îl speli și îl usuci în doar 5-10-15 minute. Dar dacă genul acela de clientă cu firul drept vine și cere niște bucle subliniind că își dorește să o țină coafiura, atunci e cam greuț. Acolo intervine extensia clip-on. Vorbim despre niște trese de 30 de centimetri circumferință care îmbracă capul de la ureche la ureche. În genul acesta de cazuri le introduci pe mijloc de calp, de cap. Ele astfel îmbunătățesc enorm look-ul și coafiura persistă mult și bine. Dar fără acest truc, această ajutare de extensie trese one single piece, nu ai nicio șansă să îți faci părul să persiste. De regulă, persoanele cu părul super drept își doresc din suflet bucle care să nu se lase. Da, și eu asta îi spunea Maria azi dimineață și s-a alintat și spunea: du-te de aici, lasă-mă, ăsta nu e păr, trupul nu spune așa ceva. Am dormit cu degetele în priză, recunosc. Da. Ce priză mișto, aș spune. Eu prefer un păr ca și al ei, chiar dacă e mult mai greu de lucrat și eu mi-a mai păr. Mult timp. pentru că ai satisfacția aia prin care ți iese. Adică perucă. Perucă? Există o linie de peruci for him, care a fost de curând scoasă de niște celebre fabrici de extensii și care imită foarte bine pielea, sunt construite pe un fel de latex care vine lipit pe frunte, deci efectiv nu există posibilitatea ca cineva să-și dea seama că e perucă, poți să-ți bagi mâna în el să schimbi cărările. Foarte mulți bărbați am observat, mai ales cei care sunt în zona film, au început să folosească trucul acesta. Tocmai ce mi-am adus aminte de un moment amuzant de la noi din istoria televiziunii, cu o vedetă de la noi care într-un dialog în engleză cu cineva încerca să spună la perucă: peruc, is this peruc or what? Aș vrea să vedem câteva imagini cu un păr șaten roșcat pe care să le comentăm împreună cu tine, de fapt pe care să le comentezi tu, iar noi să ascultăm. Da. Vorbim de un soft baleaj. De ce soft? Pentru că luminozitățile, aportul de lumină creat în această bază 6/5 sunt foarte subtile, de aceea se numește soft baleaj. Este un șuvițat foarte lejer pe niște tonuri arămi. Poza din imagine a fost, fără dar și poate, culoarea vedetă a ultimilor 3 ani și ea încă este foarte tare recomandată, însă într-adevăr o detronează, o împinge un pic așa la dreapta acest nou trend de brownie, care iată scoate din context atât de mult cupru și se reliefează din nou nuanțele acelea de maro, auriu, bronz și atât, fără atât de mult arămiu. Într-un ciclu perfect am putea considera că peste 3 ani urmează moda cu blondii? Iată, în materie de blond, de exemplu anul acesta, blondul vedetă este blondul platinat cu care Kim Kardashian alaltă ieri și-a făcut apariția pe covoarele evenimentului mult așteptat Met Gala, unde vorbim de o explozie de fashion și de stil, unde vedetele trebuie să iasă din zona lor de confort și să facă abuz de stil, să zic așa. Acela este blondul vedeta acestui sezon, acel blond platinat alb. Cu siguranță ne vom trezi în curând prin saloane cu domnișoarele brunete care vor abera, să zic așa, că își doresc la rândul lor genul acela de platinat. Asta, uite, de exemplu, dacă vine cineva la tine și este brunetă, da, neagră, negru. Da. Și vrea să facă blondă. Ce e? Nu zici? Există. Nu și la Adi Constantin. Nu. Și lucrul acesta se știe în piață. De cele mai multe ori când ele insistă și nu sunt pe același calapot cu mine, eu le spun cu super mult respect că prefer să renunț la programare. Pentru că eu, cunoscând cheia culorii pendelete, predând de-a lungul anilor colorimetrie, înainte să mă apuc, cunosc repercursiunile. Nu ai cum din negru să scoți blond niciodată. Se ferește Adi Constantin în modul ăsta tocmai de a avea de la anumite situații neplăcute prin care o femeie poate să ajungă să reproșeze calitatea. Nu aș numi-o ferit, cât foarte multă asumare și cunoștință de cauză. Pentru că atâta timp cât tu, înainte să te apuci, știi
maximul de culoare unde poți să o duci, cum să aberezi și să minți efectiv spunându-i că da, se poate. Dar nu se poate nici măcar treptat să ajungi? Foarte încet, foarte încet, în decurs de un an. Nu aș spune 6 luni, cât 10-12 luni. Cu siguranță se necesită un an din negru să ajungi într-un blond natural, nici de cum platinat. Dacă ții la părul tău și nu vrei să rămâi cu caloțica scurtă. Pentru că, scuză-mă, sunt foarte multe, atât în mass media cât nu numai, care apelează la extensii care sunt montate scandalos de prost, ca să mascheze toată această ruptură a părului lor pe urma decolorării. Vorbim de persoane platinate care au făcut acest kick uriaș, această greșeală masivă de a se decolora repetitiv zi după zi după zi din negru pentru a ajunge la blond și au rămas fără păr în cap și acum își pun extensiile până sus, ele nu mai au cu ce să acopere extensia, extensiile se văd din avion. Hai, pentru că tot vorbeam de blondul platinat, să o vedem și pe Kim Kardashian, cum a fost ea la Met Gala 2024. Vorbim de o creație Galliano care revine la timpurile lui de debut și se inspiră din primele creații pe care le făcuse odinioară. Acel sweater din bulmbac mult criticat, de fapt este cireașa după tort, el are un rost acolo și îl ține intenționat în genul acela strâns, e un styling, așa se numește, el are un styling, iar acel punct pe I este acel material din bumbac care de fapt se presupune că nu are legătură cu rochia metalizată. Cât despre păr, a fost o mișcare puternică pe care Kim Kardashian o face pentru genul acesta de evenimente uriașe, precum Met Gala, precum Paris Fashion Week. Vine din negru, se face blond platinat. Tematica evenimentului Met Gala a fost, oare să zic așa, frumoasa din pădure adormită, drept pentru care i-a avut genul acela de coafură extrem de răvășită, ușor împletită. Dar e mai sexy cumva? Nu e mai atractivă o femeie care are părul așa puțin mai wild? Da. Depinde, dar iată, în cazul acestei celebre... Sau cel puțin creț lăsat așa... Ce paradox, chiar lângă noi, dragi telespectatori, Cătălina Ana Maria Bătoșinea. Ți-am și fundiță la spate, ea. Da? Am venit în tendințe. Ca o felicitare pentru dumneavoastră. Da. Deci, foarte tare, Kim, ceva... Wow! Da, arată foarte bine și este un model. De ce să ne mai ascundem după deget, nu? Este un model foarte criticat în LA, în America, dar extrem de copiat în Europa de Est, în America Latină. Iată, sunt foarte multe femei în Latinoamerica care s-au operat și au făcut corpul identic al ei, talie exact, posterior. Da. Trecând peste asta, aici pe această poză aș fi curios să te întreb, Adi, dacă cumva... E doar curiozitatea mea. Da. Cu cele două degete voiai cumva să desemnezi măsura firului de păr pe față, cam cât ar trebui să acopere? Nu. Sau? Acolo evidențiez tunsoarea butterfly cu ajutorul degetelor. Atât de aproape da. Am fost. Deci, practic, butterfly tradus în limba noastră înseamnă fluturaș. Este, deci genul acesta de breton fluture, lung, mediu, nu mai contează, e foarte în tendință, super abordat. Adică femeile nu-i suficient ca fluturași în cap, uneori trebuie să aibă și pe cap, nu? Dar asta... e că după ce l-ai descris, acum parcă chiar reiese cumva. Face sens, da. Este acea coafură care se poartă foarte mult. Foarte mult, da. Să nu ne grăbim, pentru că tot vorbeam de blond, scurios, acesta este platinat sau parcă nu arată chiar ca la Kim? Nu arată chiar ca la Kim din prisma rădăcinii și aici în imaginea pe care o vedem sunt niște low lights-uri. Low lights înseamnă umbră. Deci e un mix, domină platinatul, dar printre se regăsesc și niște șuvițe cenușii cu o rădăcină pe treaptă de 7, un nisipiu rece, să zic așa. Dar, într-adevăr, e blondul vedetă care se extra recomandă de către uriașii stiliști și care sezonul acesta va fi foarte abordat și aici la noi în România. Veți vedea în evenimentele, următoarele mari evenimente mondene care deja ne bat la ușă
și pentru care, știu din surse sigure, se pregătesc foarte multe vedete. Abia așteptăm să vedem. Adis, mulțumim foarte mult, dar vreau să ne spui unde te găsim. Pe mine mă găsiți pe pagina mea de Instagram, adi.constantin cu 2 de n, respectiv pagina salonului meu, Adi Constantin Beauty Line. Încerc în timp util să le răspund tuturor. Îi spuneam Cătălinei înainte de emisiune că sunt foarte multe doamne din popor care îmi pun o grămadă de întrebări drăgălașe și utile. Îmi cer scuze celor cărora nu pot să le răspund în timp util, însă platformele fiind mari, nu întotdeauna văd mesajele când trebuie. Mulțumim tare mult, mulțumesc, Adi, din păcate am ajuns și la finalului de astăzi, dragii noștri, și vă mulțumim că ați fost din nou alături de noi în această zi de miercuri, de mâine, în același timp tot, de la 7 la 10, alături de Cătălina, da, aici la Matina Peroți. Da, dar de seară la ora 20, senzațional, cu Sorin Manea. Bineînțeles, ne revedem mâine de la 7 la 10, la fel de voi și alături de dumneavoastră. La revedere, pa, pa, o zi frumoasă, vă pupăm pe mâine dimineață! We'll be right back.